Să nu vină omul de înghețată și acum zice: o venit o pisică! Mă, ești nebun? Pisi, pisi, pot să o... Am luat o pisică! Miau, miau, hai de la mine! Pisi, 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 pisi! Data trecută m-am jucat Ice Cream 1 și v-a plăcut episodul foarte mult, ceea ce mă bucură pe mine și mai mult. Așa că astăzi jucăm Ice Cream 2. Deci salutare tuturor și pam, pam, pam! Haideți să vedem cu ce ne așteaptă această joacă minunată, dacă îmi permiteți să zic așa, și să vedem ce mai face omul nostru de înghețată. Wow! Cine ăsta? George și fratele lui? În decembrie 1982, familia lui George a dispărut. A mâncat înghețată până i-a înghețat creierul. V-ați prins? Ha, 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 ce neamuzant sunt. Ok, deci Ice Cream 2. A început joaca, văd că sunt iarăși același prunc și sunt aici în casa asta și... Mă, ce mi-am făcut patul? Wow, măcar în joc dacă nu-mi viața reală. Și acum ne ducem aici și iară trebuie să cobor cu ceva. Uuu, ce am găsit, băi, brodere, băi. Dar hai că-l arunc acolo momentan. Pot să mă joc pe calculator? Bă, ăsta e bombă. Rapid, ieși afară, ieși afară, nu merge pe aici. Pe geam, ieși pe geam. Wow, o devenit iarnă. Mă, ce se întâmplă? Dă-i înghețata la copil. Ciao. Ce faci? Zice că băieții sunt într-un loc secret. Mă, ce se întâmplă? Ai grijă în spate. Ai grijă în spate. Ai grijă în spate. Ce mă bucur că n-am fost eu înghețat, ce pot să zic? Eu mă bucur că n-am fost eu înghețat. O furat-o înăuntru, no? Asta e problema. Haideți să găsim rapid o scăpare. Pot să mă arunc? Nu pot să mă arunc. Poate pot, sau ce? Pot să mă arunc? Nu pot să mă arunc. Ok, deci avem nevoie de ceva să coborâm. Cred că de asta. De asta avem nevoie? Oh, ok, coborâm cu asta. Stai, praștia mea, vreau praștia. Urcă înapoi. Nu, urcă înapoi, vreau praștia mea. Deci vreau să-mi iau praștia, să-i dau la omul de înghețată în cap. Pentru că merită un pumn în cap. Ia praștia. Așa, măi, băiatule, măi. Și acum coborâm jos. Și o să încerc să câștig acest joc, deși habar n-am cum trebuie. Ia, mă duc aici. Sau trebuie să mă ascund? M-am ascuns. Nu se află nimeni aici, aici de bun. Dar fii atent, atunci. A picat jos harta. Da, mă, da, stai să... Au, wow, wow, cine vine? Ia praștia, ia praștia. Ia praștia. De ce nu merge? Nu merge să iau praștia. Așa, am luat-o. Dă-i în cap. Dă-i. Hatch. Mă, băi, am dat cu praștia în cap, ești de bun? Ia înapoi harta, ok, ia înapoi harta. Bun, 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 bun. Nu cred că mă știe. Crezi că a funcționat metoda mea? De a-i da cu praștia în cap? Crezi că mă știe? Eu zic că m-a pierdut. Pune asta aici și pornim. Mă, ce-mi intră aici, mă, fratele meu? Ok, o să ne ducem la stal. Nu știu ce înseamnă stal, dar ne ducem la stal cu mașina. Ciu-ciu, drum bun. Next stop stal. Mă, ce se întâmplă aici? Stați un picuț. Martie 1954. Stați că este o poveste aici. Voi știți povestea cumva? Cred că nu știe la test. Așa eram și eu la testul de matematică. Mă, dar ce nu-mi plăcea, mă. Și restul sunt fantome sau de ce văd așa oamenii, vedeți? Mamă, ăsta plânge aici, ești nebun? Uite, s-a întors fantoma aia. S-a mai întors o fantomă. What? Charlie! 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 Ce se întâmplă? Mă, ce s-a întâmplat? Mă, ce se întâmplă că nu mai înțeleg nimica, fraților? Ok, am ajuns la zona asta. Copchile! O să vin să te salvez cum pot, bine? Dar stați-o. Uite-l pe domnul de înghețată. Ce nume i-am dat la omul de înghețată? Că nu mai știu. Îl cheamă Rod. Rodie. Îi spunem Rodie. Domnul Rodie, nu sunt aici, la revedere. Uite-te, o să deschid aici ușa creștine. Și hai să căutăm iteme. What? Rod doarme. Domnul Rodie doarme. Noapte bună, domnul Rodie. Ce pot să zic? Noapte bună. Ceva item? Niciun item pe aici. Mamă, cum face, ești de bun. Poate pe aici ceva iteme. Oh, wow, wow, am găsit ceva, am găsit ceva. Hopa, ce acolo? Nu, deschide apoi. Dă-mi-l mie. Oh, ceva chestie, chestioasă. Ia că l-am desfăcut. Rodie s-a trezit, nu, Rodie doarme. Na bun, ia să vedem dacă putem pișca la Rodie curul cu ăsta. Bă. Ia să vedem dacă pot să fac ceva la Rodie cu chestia asta. Rodie, ce fac? Oh, wow, 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 Rodie, nu-i nimeni aici, Rodie. Rodie? Rodie?
Rodie? Pleacă? Nu știe? Nu ne știe? Stai că văd aici ceva secret sub patul lui Rodie. Oare pot să desfac aici ceva? Oh! Uite că m-am descurcat! Au, 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 Rodie m-a văzut și s-a trezit și vine după mine. Dar bun, am luat niște lumânări. Ce fac cu lumânările? Ei bine, chiar nu știu. Ia că m-am dus o dată, credeți că Rodie mă știe? Eu cred că Rodie nu mă știe. Și... au, au, taci, 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 taci! What? Pleacă, pleacă, pleacă. Du-te la, 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 la cinema. Ne ducem la cinema, ești nebun la cap? Ne ducem să vizionăm filmul... ce film ne uităm? Filmul Five Nights at Freddy's. Nu, că filmul Five Nights at Freddy's a trecut deja. A trecut deja. Na bun, am parcat aici între mașini la cinema. Și să vedem ce trebuie să caut aici. Văd foarte multe mașini. Oare pot căuta în mașină? Pe ușă nu pot. Poate pot aici. Și ce secret trebuie să... Stai, domnule Rodie. Domnule Rodie, nu, deci fiți atenți. Domnule Rodie, eu am venit să iau acest parfum. Pot să-i dau cu parfumul în cap? I-am dat cu parfumul, ești nebun? Ia înapoi. Ia înapoi parfumul. Ia înapoi, nu merge să-l iau. Așa, l-am luat, l-am luat. Aud o pisică. Ce se întâmplă? Aud o pisică. Deschide ușa. Ce e cu pisica asta? Stai, nu pot să iau pisica acum. Stai, 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 stai. Deci, domnul Rodie e mort la cap, ești nebun? Wow, 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 domnul Rodie, am glumit. Am glumit, domnul Rodie, nu sunteți mort. Mai caut pe aici iteme dacă găsesc ceva. Uite o căcărie, mă pot ascunde în căcărie. Nu cred că pot să mă ascund acolo. Domnul Rodie vine și mă caută, deși este cam prostănac și nu mă știe. Cubul Rubik. Un plușii. Ce se întâmplă aici, că nu mai înțeleg nimica. Ia, ce iteme mai găsim? Căutăm toate, să vedem de ce avem nevoie. Cred că domnul Rodie m-a văzut. Toolbox. Nu știu, presupun că sunt bune de ceva. O să mă reîntorc după chestia aia. Dar o să duc parfumul ăsta în mașină, pentru că mi-a zis că pot să pun chestii în mașină. Ceea ce n-am știut. Pentru că dacă nu le pot pune, altfel nu le pot aduce. Uite, așa, bun. Așa, l-am băgat acolo. Și haideți să mă duc. Oh, domnule Rodie! Bună ziua, domnule Rodie! Bună seara, de fapt, că este seară. Ia, maica. Oh, doriți un ursuleț în cap? A primit un ursuleț în cap. Noapte bună. Bun, hai să iau și chestia asta de aici. Așa. Și eu vreau să termin jocul acesta. Deci nu se poate altfel, eu vreau să termin. Și mă duc înapoi în mașinuța asta foarte frumos. Și ne ducem la următoarea zonă, care, hai să fie circul. Și nu știu ce te vorbește fetița aceea pe care trebuie să o ajutăm, dar o să ajutăm și pe fetiță. Și să vedem ce facem la circ. Mergem la distracție. Facem circ, bătaie, chestii trestii. Habanam. Ia să vedem. Acum ajungem la situație, adică la loc. La situație, la loc. Mamă, ce drifturi face, ești de bun? Bă, ce drifturi face omul de înghețată. Așa ceva n-am mai văzut în viața mea, ești de bun la cap? Na bine, gunoi, pot să caut în gunoi? Cred că m-a văzut, ești de bun? Cred că m-a văzut, deja fug pentru viața mea. Pot să urc aici sus în casă? Ia să vedem dacă pot să urc. Sau stai. Domnule, ok, domnule Rodie, vă rog frumos să nu mă urmăriți. Gunoi. Căutam în gunoi, ești de bun? Iar face pe gunoieri aici, căutăm în gunoi să vedem dacă ne dăm măcar ceva bun și de folos. Absolut nimica. Inutil acel gunoi, fraților. Inutil. Ia, ce găsesc aici? Tararam, pam, pam, param. Da, gameplay, căutăm în gunoi. Vă place jocul acesta? Eu zic că e minunat. Cel mai minunat joc în care să cauți în gunoi. Mai este acolo un gunoi în care trebuie să caut, dar domnul Rodie se plimbă pe acolo. Da, cred că domnul Rodie m-a văzut un picuț, dar mie nu mi-este frică de el. Numai dacă vine încoace. Nu vine încoace, că e prostănac. Ia ce prostănac e, ia ce prostănac e. Oh, aud o muzicuță faină pe acolo. Dar nu muzicuța contează. Domnul Rodie, du-te caută-mă pe la cu... adică pe la... pe la spate. Gen... domnul Rodie, cred că m-a auzit. Ce-am primit? Ce-i ăsta? Nu știu ce-i ăsta. Oare pot să pun ăsta? Uite aici la tichet. La tichet, la tichet. Nu, nu pot să-l pun aici. Domnul Rodie, bună ziua. Circul dumneavoastră este absolut groaznic. Ați construit un om de zăpadă care este mai frumos ca și tine. Mamă, ce am zis-o. Omul de zăpadă mai frumos ca și omul Rodie. Hai să vedem unde pot să intru cu ticket pasul ăsta. O fi aici, la ușa asta. Ia să vedem dacă pot să intru aici. Merge? Nu pot să intru. Dar uite oamenii înăuntru. Stai un picuț. Poate pot intra acum? Am intrat. Bun, bun, bun. Salut! Ciao! Tu n-ai fost în primul joc. Să mă bată. Nu face cu ăla pistolul către mine, că arunc pe pupii pe tine și te mănâncă pupii. Efectiv. Ce face ăsta? Se cacă? Salut! What's up, Jay? Salut, salut! I have a rare piece that I found out there. Are o piesă rară pe care a găsit-o și nu știe ce să facă cu el. Dacă îi dau ceva, dacă îi dau ceva drăguț, o să-mi dea el mie chestia aceea rară pe care o are.
Bă, ce pot să-i dau? Un pumn în gură. Adică, m-am gândit să-i dau parfumul. Ce ziceți să-i dau parfumul? Dacă ies eu acum, domnul Rodie, oare mă vede? Domnule Rodie? Domnule înghețată, domnule Rodie? M-a văzut, ești de bun la cap? M-a văzut. Stai să iau eu rapid, foarte rapid parfumul. Ia parfumul. Și pot să-i dau cu parfumul. Unde e domnul Rodie? Domnul Rodie, parfum în cap v-am dat, ești de bun? Și dăm parfumul înapoi, așa. Și pot să intru? Nu pot să intru înăuntru, na, stai un pic. Stai un pic, că trebuie să... Intră înăuntru. Nu pot să intru, că aici este domnul Rodie. Domnule Rodie, vă rog frumos să-mi dați pace. Vă dau iarăși cu parfumul în cap. Parfumul... Au, 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 n-a funcționat. Mă, ce? Mă, ce se întâmplă? M-a băgat acolo înăuntru, m-a congelat. Wow! Acum am fost decongelat. Nu, stai un picuț, mi-am păstrat itemele, că dacă nu... E chiar nasoală treaba dacă nu mi-am păstrat itemele. Nu pot să deschid ușa. Trebuie să găsesc o altă ieșire. Văd că itemele au dispărut, deci înseamnă că le-am păstrat. Dar ce altă ieșire aș putea găsi? Știe cineva, poate pe geam nu. Poate aici? Nu merge nici pe acolo. Pe unde aș putea eu găsi o altă ieșire? O, poate aici? Ia, pot să uite, cheia. Ok, am o cheie. Poate așa? Bun. Hai să plecăm cu mașina, rapid. Să plecăm cu mașina. Pac. Țac. Unde e parfumul meu? Nu știu, hai înapoi la circus. Mamă, e groaznic jocul acesta, mă. Omul înghețată vrea să mă devoreze de viu. Ia ce drift face. Mamă, ești nebun? Îți crezi dacă parfumul meu a rămas acolo? Că dacă n-a rămas, e destul de nasoală treaba. Că nu știu ce... Uite parfumul. M-au văzut. Ia odată parfumul. Așa, nu pot să-i dau un cap. Intră înăuntru, nu merge, na bun. Atunci tot ce pot să fac este să mă ascund de el. Și după aceea să mergem înăuntru și să-i dăm parfumul la băiatul ăsta. Poți să intru din spate? Nu merge din spate, bă, ești de bun? Melodia minunată. Ok, domnule Rodie... Mă urmărește și în vise, domnul Rodie, ești nebun? Domnul Rodie mă urmărește și în vise, nu, stai așa. Stai așa că nu e așa. Ia. Intră înăuntru. Bine, mă, poftim parfumul. Parfumează-te la curcă, miroș urât, ia. Ce mi-a dat ăsta? Asta e chestie rară. Deci că e ceva stricat. În fine. Na bun. Domnule Rodie, așteptăm să plece. Și ne mai uităm pe aici prin case. Să vedem ce mai putem găsi. Hai să-i strecurăm. Domnule Rodie, n-ai voie să știi că sunt aici. N-ai voie să știi că sunt aici. Perfect. Hai să aruncăm ăsta aici. Taci acolo, taci acolo, că acum eu vreau să te salvez. Taci acolo. Na bine, hai să ne mai plimbăm pe aici. Pot să iau jos capul omului de zăpadă. Nu mai iau jos nimic aici, nebun. Vine domnul Rodie după mine. Hai să urcăm aici sus, pentru că de ce nu? Arată o zonă minunată unde cred că aș putea găsi ceva iteme. Am ajuns într-o bucătărie. Wow! Mâncare de pisică. Ok, nu știu la ce m-ar ajuta mâncarea de pisică. Bine, probabil să hrănesc o pisică. Mama, ar fi foarte tare dacă am putea găsi o pisică în joculeț. Poate putem, cine știe. Na bun, după ce mă uit eu mai exact, că nu prea știu. Ia să vedem. Ăsta se lucește. Na bine, și ce pot face cu ăsta? A intrat în casă. Liniște, e în casă. Mă pot ascunde sub pat. Bum, m-a ascuns sub cat. Deci omul de înghețată, Rodie, este în casă cu mine în momentul de față. Trebuie să stăm în liniște. Credeți că a plecat? Nu-mi place cum cântă. Cântă urât. Nu-mi place că cântă, fraților. 5 minutes later. Na bun, o să presupun că a plecat. Mă, ce-am făcut? Și voi ieși afară. P-a ascuns. El chiar a fost aici, ești de bun? Bun, dacă el a plecat, o să mă duc aici mai sus. Sper că nu e aici sus omul de înghețată, că atunci chiar ar fi groaznic. Nu este. Cât de sus pot să urc? Pot să urc pe scara asta? Chiar pot. Ești nebun? Urcă pe sus. What? Văd toată harta. N-am mai văzut. Ce o să faci? Ce o să faci? N-ai tu pe o să vii aici. N-ai tu pe o să vii aici, că-ți dau un picior și pici jos. Ești nebun? Oare mă pot duce pe ăsta? Coboară! Bă, unde m-am dus, mă? Mă, ce s-a întâmplat? M-am dus în cealaltă parte a hărții. Na bun, hai să intrăm aici înăuntru în circ
Să vedem ce putem găsi pe aici. Pot să găsesc ceva? Mamă, nu mă pot duce aici. Mamă, cred că trebuia să sar undeva de sus. Uitați pe acolo. Na bine, haideți să încercăm din nou. Unde este domnul de înghețată, în schimb? Asta ar fi o problemă mare. O fi în casă? Ei bine, dacă este în casă... Oh, da, l-ați văzut? Bă, dar nu mă știe că sunt aici, na bun. Fiți atenți. Trebuie să... Mai încercăm o dată. Și... Coboară! Ok, bun. Și acum pe aici? Dar ea could be broken with a strong impact. Oh, trebuia să sar aici. Na, bun, încă o dată atunci. La la la. Fiți atenți. A treia oară cu noroc, așa mi se zice. Du-te și sari. Aici! Ce gras sunt și am picat. Na bun, aici ce trebuie să fac? Trebuie să găsesc o ieșire sau să fac ceva pe aici, nu crezi? Uite o ieșire! Secrete, ești nebun la cap. Na bun, coborăm aici jos, așa. Și, pot să cobor? Canalizare? Foai, ce putie, ești nebun. Am picat și în apă aici. Mă, da urât, miroase. Bă, cum e să afară de aici? Bă, m-am blocat aici, ești nebun, trebuie să ies pe scara aia. Urcă sus, măi fecioare. Nu merge să urc. Aia da. Nu o să mă găsească niciodată aici. Omul ăsta de înghețată. Mă, ce? Cum adică? Stai un pic. Cum trebuie să intru aici? Stai un picuț. Oh, nu. Oare am pierdut eu ceva? Oare aveam nevoie de o cheie pe care eu nu am? Oh, nu. Sau ce dacă... astăzi am zis că vreau să fiu un șobolan, așa că am devenit un șobolan, să știți. Da, vedeți? Sunt un șobolingozaur. Unde ieșim? Ok. Oh, ce-am găsit? Canistră de gaz? Ok. Mamă, dar trebuie să scot afară șuruburile să-l iau. Am eu ceva în mașină pentru scos șurubul. Credeți că o să mă ajute? Stați să mergem să vedem. Băi, băiatule, băi. Mergem să vedem. Dar unde este-o pe aici? E închis. Sau stai un pic. Atât de ușor a fost. Na bine, du-te în mașină să iei chestia aceea ca să putem deșuruba. Bă, ziceți voi că nu devin eu cel mai bun la omul de înghețată. Ia să vedem. Uite, chestia asta. Mamă, taci că m-ai speriat. Bun, hai să ne strecurăm prin spate să nu ne vadă omul înghețată. Pentru că aparent ne poate urmări oriunde. Am aflat asta în primul episod, dacă v-ați uitat. Chiar la primul episod m-am speriat tare pentru că o putut să vină după mine, ești nebun? Într-o zonă foarte mică. M-am gândit că el nu poate să vină acolo și o putut să vină. Ceea ce a fost destul de groaznic. Na bun, hai să desfacem șuruburile. 1, 2, 3 și 4. Așa, bun. De asta mai am nevoie. Nu știu dacă mai am nevoie. Să sperăm că nu. Am luat canistra de gaz și acum... Ce fac cu ăsta? Ce o să explodez? Cred că o să explodez ceva mai târziu, dar nu știu ce. În fine, hai să nu mai pun atâtea întrebări. Mergem mai departe cu mașina. Mergem să vedem unde mergem. Ne ducem. Opa! Opa, tropa, lopa, dopa! Asta e problemă mare. Fii atent, vreau o canistră de gaz în cap. O canistră de gaz nu te ține, așa-i? Fii atent, că dacă îți dau cu ăsta în cap, ar trebui să mori. Ia! N-a funcționat. Ei bine, n-a funcționat absolut deloc. Fugi pentru viața ta. Fugi pentru viața ta că omul de înghețată rodie. Bine, după mine, ești nebun? Na bun. Oare m-a pierdut? Poate m-a pierdut. M-a pierdut, mamă, dar prostă că ești nebun la cap. Taci acolo. Hai să mergem la cimitir. Mamă, sună minunat să mergem la cimitir, nu? Probabil foarte groaznic. Cimitirul, da. O zonă în care nu cred că ai vrea să fii împreună cu omul de înghețată. Să vedem ce pot să fac aici, fraților. Probabil trebuie să pun aceste chestii undeva. Ia să vedem unde. Cum arată? Aici a murit cineva. Să vedem cine e ăsta. Cunoașteți pe ăsta? Nu pot să pun aici, deja este. Ok. Ceva cu mâncare trebuie acolo. Stați așa un picuț. Eu am văzut o mâncare de pisică. Credeți că ar fi trebuit să pun acolo mâncarea de pisică? O să ne întoarcem la... circ după mâncarea de pisică! Pune aici asta. Ok, acolo nu mai merge pus nimica. Oh, nu, să nu mă moare. Nu. Omule înghețată, nu știu unde sunt. Nu sunt pe aici. Mă duc după mâncare. Mâncare de pisică. Credeți că mă știe aici? Nu mă știe, bun. Du-te după mâncare de pisică, rapid, cu viteza luminii, mergem după mâncare de pisică. Mă duc acum rapid după mâncare de pisică.
care este aici bun și cred că o să hrănim o pisică, ceea ce mi se pare foarte tare. Haideți să vedem cum arată o pisică în Homul de Înghețată 2. Și din ce mi-ați zis în comentarii, pentru că vă citesc comentariile de fiecare dată, mi-ați spus că există jocul 3, 4, 5, 6, 7 și că se va lansa 8. Taci acolo. Și că se va lansa și jocul 8. Bă, dacă voi susțineți seria și vă place, eu o să fac fiecare joc. Adică o să trec prin ele. Nu știu dacă o să le termin pe fiecare, pentru că poate unele-s grele, poate altele nu, habar n-am, dar o să joc fiecare joc, deci sigur, repet, asta depinde de voi și dacă vă place joaca. Na bun, haideți să dăm de mâncare la pis, 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 pis. De mâncare la pis, 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 pis. Pisi, 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 pisi. E aici omul de înghețată. Ok, am pus pisică. Ok. Să nu vină omul de înghețată și acum ce... O venit o pisică! Mă, ești nebun? Mă, pisi, pisi, pot să o... Am luat o pisică! Nu te cred! Ok, și ce fac cu pisica asta? Ce fac? Stați! Mă ascund de mașină rapid să-mi dau seama ce fac cu pisica asta. Taci acolo! Uite, am o pisică! Un miau, 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 miau! Miau, miau! Mamă, dar ce drăguță-i! Bun, m-am ajutat puțin cu ajutorul internetului pentru că era imposibil să ghicesc asta și aparent trebuie să mă duc la cinema și să pun pisica în locul unei... unui ceas pisică, dacă are sens ceea ce zic. Și știți că am văzut noi înainte un ceas pisică aici. Ei bine, o să fug până acolo și o să schimb pisica cu ceasul pisică. Nu știu de ce. Dar, oh, wow, 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 ce surpriză neașteptată, ați văzut? Wow, stai, pot să dau cu pisica în cap. Te rog, lasă-mă să-i dau cu pisica în cap, te implor. N-a mers, n-a mers, n-a mers. Miau, 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 haide la mine. Pisi, 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 pisi. Așa, am luat pisica. Băi, băiatule, băi, vrea să-mi înghețe pisica, ești de bun? Ei bine, omule înghețată, se pare că m-ai pierdut pentru că ești prostă la rău de tort. Așa. Și noi intrăm aici înăuntru și punem pisica. Mamă, și ce fac cu ăsta? Cred că mă duc înapoi la cimitir și trebuie să o pun acolo. Să sune la cimitir? Ai, nu tu din nou, nu tu din nou. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Am plecat, la revedere. Mă, ce se întâmplă aici? Fraților, care este povestea? De ce plângi? Ia să vedem. Știi de ce plâng? Uite pe Dumnezeu în spate, adică pe Iisus. Zice că eu și tu suntem la fel. Te văd cum stai acolo și ești neajutorat. Cred că chinuie pe ăsta, îi face rău. Mamă, ce rău este omul rău de înghețată. Mă, ce se întâmplă? De ce este o inimă care ia fug acolo? What? Care e povestea jocului? Ce caută o inimă acolo? Ok, asta e groaznic. E foarte groaznic jocul ăsta. Cred că i-am omorât toți prietenii, i-a înghețat și... Mamă, ce om rău. Doamne, ce om rău. Îl urăsc pe omul înghețată din întregul suflet al meu, ești nebun? Îl urăsc la maxim. Na bun, am ajuns înapoi la cimitir. Haideți să punem jos foarte frumos alarma pisică. Cred că trebuie să o punem acolo unde am pus taci acolo, nu mă mai speria. Cred că trebuie să-l pun unde sunt lumânările. Să vedem, merge să-l pun? Nu, cred că trebuie să-l pun apoi în cealaltă parte. Oh, what? Nu pot să-l pun pentru că este fantoma. Adică fantoma și eu, omul înghețată. Na bine, poate trebuie acolo, poate nu, habar n-am, dar totuși haideți să încerc și în cealaltă parte. Să vedem dacă aici merge să-l pun. Aici nu. Ok, deci trebuie să-l pun acolo. Bun, 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 bun. Ne strecurăm acolo, doar omul înghețată, Rodie, să nu fie pe zonă. Oh, omul înghețată, Rodie, se pare că ne-a cam văzut un picuț. Dar nu cred că ne știe, eu cred că e prostănac. Și am speranța că ne pierde și că nu știe că sunt pe aici. Tra-la-la-la-la-la. Ok, sper că m-a pierdut, gen. Așa. Și cum m-a văzut, mă? Oh, ce face? What? A dat foc. Ce înseamnă asta? Wow. Wow, 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 wow. Stai un picuț, stai un picuț, stai un picuț. Cred că știu ce trebuie să facem. Noi avem o canistră de gaz, nu? Ei bine, cred că trebuie să-i dăm foc. Au, 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 și să facem boom. Dar unde? Și cred că am și găsit unde. Vedeți că peretele este crăpat? Stai așa. Stai, au, nu, nu. Ce mă fac? Fraților, ce mă fac?
deschide ușa creștine, că vine Domnul înghețată după mine. Mamă, fraților, mă pot strecura pe aici, ce bine, bun. Stați că mă duc să iau canistra de gaz și cred că putem face o bombă. Ia să vedem. Taci acolo, te rog. Dacă vrei ajutor, taci acolo. Pune-o, am pus-o, bun. Domnule înghețată, te închid, nu te-am mai închis, ești nebun? Stai un picuț, de unde pot să iau eu chibrite? Are omul înghețată chibrite la el? Ia, o lăsa chibrite, ești nebun? Na bun, așa. Închide ușa și nu cred că mă știe, bun. Pune-l acolo. Pune și ăsta. Ba, de ce mă urmărești? Bine, probabil pentru că vrea să mă omoare. Acolo nu pot să intru. Stați așa, că mă duc eu o rată și pune acolo bomba, să facă mare bum. Mă strecor ca și un șobolan și evident omul înghețată mă vede. Cum să nu? Păi normal că da. Na bun, m-am întors roată. Dacă iar dau de el, o să mă împușc. Dar înspre fericire n-am dat de el. Ar fi fain să închid ușa aia. Nu știu ce înseamnă asta. Ok. Cred că acum o să facă bum. Oh. Mă, ce s-a întâmplat? Am intrat. Sunt în biserică? Ia să găsim aici. Ce pot să găsesc? Ia. Trebuie să aduc chestia aia ce mi-a dat-o. Mamă, ce face? Domnule înghețată, ești bine? Domnule înghețată? Da, cred că domnule înghețată nu este atât de bine pentru că s-a cam blocat un pic acolo. Poate vrea să citesc din Biblie. Ameno, spiritus, ameno. Domnule înghețată, n-aș eu cum mai trec de el, asta e problemă mare. Ce dacă mă ascund? M-am ascuns, să sperăm că m-a pierdut. Da. M-am ascuns, la revedere. Eu nu cred că e atât de prost încât m-am ascuns în fața lui și m-a pierdut. Ba da, este. 5 minutes later. Fraților, ce pot să fac? Omul e blocat aici. Nu pot să trec pe lângă el, dacă trec mă va oborâ. Approximately 10 hours later. Bun, fraților, m-am respawnat și uitați de chestia asta. Am nevoie ca să deschid acolo ușa. Ia să vedem. Mă rog, dulapul, n-a fost o ușă, a fost un dulap. Numai să nu vină și omul înghețat după noi. Pentru că dacă vine, ați văzut, se blochează și asta este. Ai, exact pe cine am dorit să văd, chiar am dorit să-l văd. Dar bun, trebuie să-l aducem cumva în partea asta, mai în spate, gen, știți ce zic? Ca el să nu ne poată urmări. Așa că, domnule înghețată! Da bun, acum fug pentru viața mea, fug, să nu mă vadă, fug. Închid ușa asta după mine, așa, și intru aici, că până și eu mă blochez. Ești de bun? Așa e greu să treci pe acolo. Așa, pac, deschide, pac. Cheia! E cheia pentru ieșire, pentru ca să scoatem prietena noastră de acolo. Bun, cred că terminăm jocul. Ia să vedem. Numai să ajung și în viață înapoi și să pot să o deschid. Wow, șobolanul, lasă, zice ce șobolan este. Hai după mine, nu te ține să vii după mine. Pentru că te piezi, măi, șobolanule, măi. Cum ar zice cineva, șobolanis. Ia, intrăm aici. Închide și deschide. Deschide. You need to travel to neighbor. Câștigăm? Să vedem dacă într-adevăr câștigăm. Ia. Am reușit. Am deschis-o. Am scăpat. Haide, bă, de ce nu sari? Zice că este frică. Mă, ce? Vrei să zici că am făcut totul ăsta pentru nimica? Ca tu să nu sari? Ăsta se uită la parfum. Aia da. Mă, ce? E prost rău că nu sare. Uite, abia merge cu 10 km la oră mașina aia. Merge foarte încet. Doamne. Bă, a aruncat parfumul. What? Un mesaj de iubire? Mă iubești, da sau nu? Se pare că mesajul de iubire, da, n-a mai ajuns unde trebuia. Ok, fraților, cam atât cu înghețată 2. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like și ne vom vedea cu episodul 3 din acest joc. Pa, pa!